N-o să reușim, Max. N-avem de ales, Steel. Suntem nevoiți. Luptelu! Timpul trece, trebuie să renunț. Nici nu mă gândesc. Aglomerația de dimineață. Nici o problemă, luăm ruta expres. Bine, istețule, și acum? Hai, zborul turbo! Mai sunt doar 20 de secunde. Hai, viteza turbo! Wow! Pe bune? Sunt un model, Steel. Trebuie să dau un exemplu. Ceasul ticăie. Ultimele secunde. 3, 2, 1. Am reușit. Poți să-mi spui de unde până unde graba asta de a ajunge azi la ore? Domnule Magret? Am rezultatele la testul de ieri. Oh, da, ai picat. Și situația nu s-ar putea schimba puțin? Tu trebuie să-ți schimbi toată cariera de elev. De când te-ai înscris la liceul din Copper Canyon, ai întârziat mereu. Ai lipsit în repetate rânduri și ai avut rezultate dezastruoase. Presupun că n-ar avea niciun rost să explicăm că am salvat lumea odată la două zile. M-am săturat de tine, Măgret. Dacă nu-ți îmbunătățești mediile, nu doar că o să te pic, ci... Acum vezi urgența? Și eu care credeam că Dredd e desperiat. Oh, nu! O să am grijă să fii exmatriculat! Oh, frate! Hai, hai, Turbo! Sunt Max Măgret. Ăsta-i prietenul meu, Steel. Da, e un ciudat. Eu generez puterea, iar Steel are capacitatea de a o controla. Împreună, combinăm niște module turbo extraordinare. Le venim de hack celor răi și salvăm lumea. Știți voi, treburi de eroi. Noi suntem Max Steel. Max Steel. A fi la înălțime. Când te-ai conectat la ultralinkul meu, mi-am dat seama de amplitudinea abilităților tale de conectare. Acum e rândul meu să mă conectez la tine și să-mi dezlănțui puterea pe toate canalele cu putință. Nu fi amărât, Max. Doar n-ai lipsit de la școală ca să pierzi vremea cu benzile desenate. Am luptat cu ticăloșii. Ei, asta nu e o scuză ca să mă lipsesc de educație bună, Steel. Spune-mi că treci măcar la sport. Mirosul arată că depui mult efort. Hei, profesore! Am auzit ce ai pățit. Da, Thornhill poate fi un ticălos uneori. Îmi pare rău, Max. Mersi. Am impresia că va trebui să mă apuc serios de treabă ca să-mi măresc notele. Hei, poate e mai ușor decât crezi. Da, lucrarea de la târgul de științe e jumătate din notă. Thornhill îl supervizează, amice. Dacă marchezi acolo, treci. Da, asta e. O să-l dau pe spate cu un super proiect și am scăpat. Până când pot să-l predau? Glumești, nu-i așa? Max, termenul e azi. Uitați-vă ce am eu aici. O dioramă a sistemului solar. După mine e reprezentarea diarei. Domnule Magret! Aproape toată lumea și-a predat proiectele. Altă unde este? Păi, al meu e... Să terminăm odată, ha? Cu cât hey? Mai repede te pic, cu atât mai repede te exmatriculezi. Stați! Vă pot explica? Probă! Interesant! Haideți, și voi ceilalți! Care-i termenul? Asta a fost bună, Max! Da, mă păcălise și pe mine! Oh, firar! Anul ăsta cândva ar fi grozav, Max. Vin acum, ai înțeles? Nu-ți ambala electrozii. Nu-i vina mea că Thornhill lucrează 20 de ore pe zi. Încă un eșec. Da, omul pare să-și iubească munca. Mereu rămân fără cerneală roșie. Bine că am mereu un pix de rezervă. E prea mult să le ceri să învețe?
Ești bine, amice? Să plecăm. Bine. Stai. De ce? Dacă pleci, nu voi avea proiect la științe. Și? Și ai auzit ce a zis Thornhill? Cariera mea de elev e în joc acum, Steel. Și ce propui, mă rog? A nimerit un răspuns! Ce surpriză! Uite, nu te-a recunoscut nimeni și dacă vei tăcea, nimeni nu o va face. Dacă ne vom conecta odată la 8 ore, totul va fi bine. Și ce ar trebui să fiu eu? Bună întrebare. Te gândești tu la ceva? Am șters-o? Ai șters-o? Nu mă lăsa! Hai, pune mâna. Nu știu. Hai, nu mai așa îmi pot dovedi teza, bine? Bine. Și care e teza ta mai exact, Baci? Că în fiecare minut se naște un fraier. L-am fraierit pe Kirby la 8.33. Cine urmează? Steel? Steel? Unde ești, amice? Aici sus, în spatele cortinei. Te-am căutat peste tot. Au trecut aproape 8 ore. Ce faci? Nu mă întreba. Thornhill m-a aruncat pe chestia asta după ce aseară m-a împuns ore în șir. Și a părut impresionat? Doar de asta îți pasă? Ai dreptate, îmi pare rău. A fost o idee rea. Haide, să o ștergem de aici. Domnule Magret, nu ai voie să intri aici. Jos, alături de ceilalți. Bine, da, domnule. Totul e bine? Nu este. Am dat-o în bară cu Thornhill, din nou. Nici măcar nu mi-a expus proiectul. Atențiune! Mulțumesc! Mulțumesc că ați participat la târgul de științe de anul acesta. V-ați descurcat foarte, foarte mulțumitor. Toți în afară de unul. Iar începe. Max Magret! Mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Felicitări! Ai câștigat premiul cel mare cu invenția ta grozavă. Încălzitor automat de pantofi. Haideți, copii! Haideți, probați-l. O să mă distrugă. Da. Bravo, amice. Wow, un încălzitor de pantofi, hă? Da, e bun și ăsta. Ai. Vrei un 4? Trage o carte. Așteaptă, e rândul meu. Ba nu e. Ba da, este. Gura capșomanilor! Încerc să citesc ziarul liceului din Copper Canyon. Nu pricep de ce citește ziare pentru licee. Nici eu, trage o carte. Pentru articole, copiii de astăzi sunt deștepți. Trebuie să știu ce gândesc. Mă rog, trage o carte. Ce e asta? Proiect științific? Nu există proiecte științifice? Aici erai, micuțul meu Ultralink, te-am găsit. Nu știu ce cauți la un târg oarecare de științe și nu-mi pasă deloc. Nici mie. Trage o carte. Contează doar că în curând vei fi al meu. Eu sunt distrugerea! Eu sunt extrugătorul! Hai, trage o carte. Serios, domnule Thornhill, mă bucur că v-a plăcut proiectul meu, dar aș putea să-l iau înapoi acum? Văd că ții la el ca la un om. Îmi place cum îți antropomorfizezi invențiile. Ăsta-i secretul succesului tău? Da, sigur. Deci, unde este el? Wow, Max, trebuie să înțelegi că atunci când ai o idee grozavă, aceea nu-ți mai aparține. Nu, îi aparține întregii omeniri. Domnule Thornhill, n-a fost o idee atât de grozavă. Te contrazic! De ce aș mai fi primit telefonul ăla dimineață? Telefon? Ce telefon? Cineva a oferit o sumă mare de bani școlii doar ca să se uite la micuțul tău gadget. Poftim? Cine? Nu rețin niciodată numele, dar am bătut palma în urmă cu câteva clipe. Posibil să-i mai prins din urmă. Steel! Sunt chiar aici, în spatele mașinii. Max! Steel! Nu este a bună.
curat, Torfil. Nu sunt un încălzitor de pantofi, sunt... A? Știu exact ce ești. Și ar trebui să o șterg. Ia, ia, ia. Pleci undeva? Cred că nu. N-ai cum să-mi scapi. Ar trebui să te distrug pentru problemele pe care mi le-ai făcut. De la micul incident cu circuitele încurcate, m-am tot gândit să... Când te-ai conectat la mine, am luat o razna. Dar dacă acel haos se poate controla, dacă se poate controla și folosi nu doar pentru a-l distruge pe Max Steel, ci pe oricine mă calcă pe nervi. Sigur n-ai de gând să mă elimini așa cum voi la început? Tu ai o altă soartă. O să mă ajut să realizez lucruri mărețe. Lucruri mărețe și teribile. Cum adică Steel lipsește? Adică a dispărut și nu știu unde. Nu e raza noastră de acțiune. Dar cum? Ce s-a întâmplat? Păi, vedeți voi, profesorul meu l-a dat cuiva. Profesorul tău? Ai, ai, ai. Ce făcea profesorul cu Steel? Ascultați, e o poveste lungă, dar ideea e că are necazuri. Trebuie să-l găsim. Mie îmi spui 8 ore fără să vă conectați și s-a zis cu voi. Cât a trecut de la ultima conectare? Păi, cam 7 ore și jumătate. Atunci nu mai putem pierde timpul. Am mai urmărit semnătura de energie a lui Steel. N-avem de ce să nu reușim încă o dată. Am găsit ceva, comandante. Ce rapidă ești! El este! Ei, eu nu sigură. Sunt un fel de interferențe. De parcă semnalul lui Steel s-ar intersecta cu ceva. Nu cu ceva, cu cineva. Uitați! Așa, veniți la mine. Cum altfel să-mi testez mai bine noul eu decât cu un vechi adversar? Extrugătorul! Steel! Două ultralincuri sunt mai bune decât unul. Acum, nu numai că pot deforma legile firii, dar pot să le și rup! Wow! Oh, pe maica lui Marte! Transformați-l în atom! Nu! Îl veți răni pe Steel! Se pare că avem nevoie de o metodă mai precisă de atac! Și ți se pare mai precisă? Nici o grijă, Max! Rachetele sunt ghidate prin laser și traiectoriile sunt setate pentru a lovi doar pe extrugător. No bueno! L-a scos din funcțiune pe Arct! Da! Și acum e pe urmele noastre! E deasupra noastră! Ne face ferferiță! Să sperăm că nu va face Max înainte! Fără Steel, nu pot înfrâna toată această energie turbo. Și fără energie turbo, Steel nu rămâne activ. Dacă Steel se dezactivează, extrugătorul nu o să-l mai poată folosi. Dar Steel va fi pierdut pe vecie. Nu intră în discuție. De asta plec după el. Max, stai! Ai nevoie de întăriri și de asta. Dacă nu vrei ca extrugătorul să-i vadă chipul lui Max Magret. Să nu-i spunem mamei tale că am făcut asta. Fără Steel nu mai am modulurile turbo, dar măcar mai am energia turbo. Vin acum, amice. Ți-a dat Thornhill 10?
Poftim? Ce tot spui acolo? Hei, urâtule! Să ne distrăm puțin! O, firar! Încă mai sunt în formă! Unchiule Ferus! Stil, ești bine, amice? Tu ce crezi? Da, așa e, ce întrebare neroadă! Hei, ce crezi că faci? Aș fi preferat să rămân în pantof. Haide, trebuie să reunim trupa. Desigur! Hai, turbo! Max Steel, ar fi trebuit să știu. Iar tu n-ar fi trebuit să mă înfrunți. Nu e singur, opt ochi. Opa. Steel! Steel! Ca orice altă gânganie, poți fi zdrobit de talpa bocalcului meu. Încearcă să mă zdrobești acum. Ușurel, motănel. Te-am prins. Mersi, dar sper că n-ai uitat că eu pot să zbor. Stil, n-aș vrea să intri în panică, dar în câteva secunde ne vom face fărâme. Chiar ți-a fost dor de mine, nu? Și mie, mai repede. M-am golit. Ai zborul turbo. Sfinte Toledo! Ce spui de un kebab forge la grătar? Nu sunt cina nimănui! Nu? Dar prânzul! Azi nu! Hai, forța turbo! S-a terminat, extrugătorule! Pentru tine, poate! Stil! Pe bune, ce tu e? Un gunoi? Drona e a mea! Nici vorba, ecologistule! Nu știu ce vreți voi, dar eu unul nu mai vreau să dau mâna cu nimeni! Dă-i drumul! Sau s-a zis cu toți trei! Dacă se va ajunge la asta, bine! Dar nu-i dau drumul! Nu iar! Ești mai țicnit decât credeam, Max Steel! Hai zborul turbo! Ești bine, Steel? Acum da, Max, mersi! Încă nu s-a terminat! N-am nevoie de Steel ca să te înving! Încă te mai pot distruge cu puterile mele felurite de fiară! Da, feluritele mele moduluri turbo te contrazic! Hai, zborul turbo! Scafandrul! Cameleonul! Forța! Avem mai multe! Și nu uita de noi, fără mișcări bruște! În afară de una, mecanismul perfid la care m-ai conectat? Hai, dă-mi-l! Prea bine! La urma urmei, piesele astea pot fi tare imprevizibile. O aruncă în aer! Prinde! Plecați de acolo! Va exploda! Firar! Unchiule Ferus, ești bine? Încă simt că trăiesc. Să ghicesc. Da, extrugătorul s-a dus. Îmi pare rău. Așa că am decis să mai fac un proiect la știință. Da, unul la care ai lucrat singur de data asta. Chiar dacă domnul Thornhill, bătrânul ăla senil, a decis să-l vândă pe ultimul. Domnule Magret, văd că ai mai făcut un proiect științific.
E un regres față de ultimul. Dar ai potențial și dacă o să-ți dai silința, e posibil să treci semestrul acesta. Probleme. Ce spui? Spun că ar trebui să se ocupe poliția. Cel puțin acum. La urma urmei, am teme de făcut. Magrat! Ai întârziat! Da. Știu.